Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.
și te-ai lua în casa mea. Și acolo te-am bucurat și împreună vom cânta. Și acolo te-am bucurat și împreună vom cânta. Despre răbdare și știu care-i rânduiala,
Însă când s-o scriu la tablă, nu mai iese socoteala. Matematica scripturii nu e grea, nici complicată, oprind repede cu capul, dar se cere practicată. Când citesc ce scrie în carte, suferința cea mai mare nu e demnă de a fi pusă lângă slava viitoare. Înțeleg bine ce scrie, însă nu știu cum se face. Când durerea mă lovește, tot oftez și tot îmi place. O materie frumoasă, dar și grea, afară, e nădejdea ce deschide ochii înspre o altă țară. Mintea mi se luminează, inima se curățește când citesc ce strălucire pentru noi se pregătește. Dar sunt și zile când în clasă nu înțeleg ce rost au toate. Lecțiile sunt prea grele, stările prea complicate. Năucit mă uit în carte și atunci vine autorul, cel ce a scris-o îmi explică, mă ajută profesorul. Ca să fiu elev de frunte, harnic și cu sârguință, vreau să am o notă mare la materia credință. O, ce sfântă bucurie am atunci când văd în viață cum își împlinește Domnul voia Lui, sfântă, măriață. Pregătit sunt totdeauna cu caietul și penarul, căci nu știu când profesorul vine cu extemporalul. De aceea stau cu ochii ațintiți în cartea sfântă, țintă îl privesc pe Domnul ce mă binecuvântă. Vreau credința mea să fie a străbunilor de seamă, să ajung cu cei ce în slavă fii ai Domnului se cheamă. Avram, Isaac și Iacov, patriarhii din vechime, David, Moise, Iosua și a sfinților mulțime. Școala-i grea, dar din scriptură am aflat secretul vieții, mântuirea de lumină despre care au scris profeții. Cine are azi pe Fiul, are viața și lumina. În Hristos e mântuirea și nădejdea întotdeauna. Noaptea uneori întihnă când luminile se curmă. Mă gândesc puțin cu teamă la examenul din urmă, când în ziua de lumină vom pluti pe nori ca roa. Și-mi va spune învățătorul, acum treci în clasa a doua.
tău plin și genele ți-s pline. Aștepți de mult, mai ai puțin, tu vii curând la mine. Dar nu e mult mireasa mea.
sus pe cerul luminos. Va veni Domnul Iisus, dar va veni să ne răpească sus în slava Lui cerească. Slava Lui cerească. Te voi duce în casa mea.
Doamne, bunătatea ta. Dar eu o văd în viața mea, văd că năuzerea ta se vede în viața mea. Tu mă ții pe palma ta. Dar și atunci când eu sunt la greu, văd că mă ajuți mereu. Mulțumesc, o Domnul meu. Dar pentru versuri ce mi-ai dat, de sus din cer de slava ta, mi-ai dat pentru mireasa ta să se poată bucura. Dar prin necazuri și dureri și prin multe încercări, tu ne mângâi prin cântări. Îți mulțumesc, Iisus, iubesc, dar pentru că m-ai mântuit. Îți mulțumesc, Iisuse, dragă, de mine te-ai îndurat, de păcate m-ai iertat. Dar eu credeam că voi muri, dar tu la mine ai venit și pe mine m-ai mântuit. Doamne, suferința mea, nu știe nimeni ea. Dar numai Tu, Doamne, mi-ai fi de-acolo din veșnicii binecuvântat să fii. Dar de ce sunt așa încercat? Spune-mi Tu, Iisuse, drag, că mă feresc de păcat. Doamne, când te-am supărat, ca totdeauna m-ai iertat. Îți mulțumesc, Iisuse, dragă, totdeauna m-ai iertat, fiind în veci glorificat. Îți mulțumesc, Iisuse, dragă, totdeauna m-ai iertat, în veci glorificat. Doamne-n bunătatea ta, dar Tu mă ții pe calea ta. Doamne, Tu îmi dai cântări, dar să le cânt prin adunări, pentru frați, pentru surori. Dar până la venirea Ta, voi lucra în via Ta și mă-i duce-n slava Ta.
mintea. Să-i ia legă în gea, să-i depe.
को लगे तुम ही अपना सा पहले लगा तू एक सपना सा अब तो लगे तुम ही अपना सा ले चल हाथ पकड़ के सजना चाहे जिधर सैया ले गए जिया तेरी पहली नजर कैसा जादू कीना तूने मुझे ओ जादू सैया ले गए जिया तेरी पहली नजर आ गई मलम तेरी बातों में क्या है न जाने तेरी आँखों में आ गई मलम तेरी बातों में क्या है न जाने तेरी आँखों में भूल गई मैं प्यार में तेरे अपनी नजर सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर कैसा जादू कीना तूने मुझ में ओ जादू सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर अच्छा जी एक बात तो बताओ इतनी बड़ी मोटर है तुम्हारे पास इतनी बड़ी तो नहीं है हो जाएगी मकान तो बड़ा होगा कैलाश बाबू के मकान की तरह मकान भी इतना बड़ा नहीं है हो जाएगा मैं तो कब से सपने देख रही हूँ एक बहुत बड़ा घर हो और इस घर में एक बाग भी हो और इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिलेंगे और इन फूलों में एक और फूल खिलेगा और इस फूल से मैं दिन रात खेला करूंगी मैं भी खेलूंगा नहीं तुम्हें खेलने को नहीं मिलेगा क्यों मेरा कोई हक नहीं मैं बाप हूँ तो क्या हुआ माँ का हक ज्यादा होता है मैं तो कहती हूँ भाई राम बड़े वो हो जी कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा कहेगा कि हम दोनों बड़े बेशरम हैं चांद सूरज की जोड़ी जैसे जन्म जन्म के साथी हूँ मैं आज ही अमर को खत लिख देता हूँ कि लड़की हमें पसंद है और ये भी लिख दो कि शादी अगले महीने ही पक्की तो फिर आज ही से तैयारी तो शुरू कर दो देखो जी दुल्हन के कपड़े मैं पसंद करूंगी और दूल्हा के मैं मैं तो चुन चुन के अपने सारे अरमान निकालूंगी मेरा इकलौता बेटा है मेरा भी इकलौता बेटा है मैं दिल के चिराग जला दूंगा बारात लेकिन बारात जाएगी कैसे परदेश का मामला है ऐसी धूमधाम से बारात जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी मेरा बेटा फूलों से लदकर शहनाइयों की गूंज में सज धज कर यूं निकलेगा जैसे तारों के झुरमुट से चांद निकलता है नमस्ते माँ अमर बेटा आओ माँ ये तुमसे कुछ कहने आए हैं अच्छा आओ बैठो ना कहो क्या बात है माँ जी मैं सोमना से शादी करना चाहता हूँ मैंने अपने घर खत लिखा था वहां से जवाब भी आ गया है मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश हैं मैं भी बहुत खुश हूँ सच पूछो तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई कल मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ मेरे लौटने तक वो भी यहाँ आ जाएंगे ये तो बहुत ही अच्छा है तब तक मैं सारी तैयारी कर रखूंगी अच्छा माँ जी मुझे आगे दीजिए कर दे मदद गरीब की तेरा सुखी रहे संसार बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा दरबार औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों
दुआ है। बंद करो ये रात, बंद करो बाबा, ये गाना यहां मत गाया करो। इन दीवारों से टकराकर तुम्हारी दुआएं लौट जाएंगी। इस घर में ये फलने फूलने वाली नहीं है। अपनी दुआएं जाया ना करो बाबा, ये लो। भूखे गरीब की भाई बाबा जी है, यही दुआ बहुत दिनों के बाद आए। घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बाबू जी क्षमा करना, भूल हो गई, अब नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाओगे? जरूर गाओगे बाबा, रोज रोज गाओगे। हा? बाबा तुम्हारी दुआएं इस घर को रास आ गई। गाओ। जुग जुग जिया तेरा लाल रहे खुशहाल, सदा तेरा नाम करे। फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें। बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें, मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नाजुक सा फूल है तू,
किसी और के चमन का नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का खुशबू से तेरी महके क्यों बाग मेरे मन का मेरी जिंदगी में छाई तुझसे बहार क्यों है वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते वो नन्हे से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू कुछ नहीं है मेरा फिर भी ये तड़प कैसी तुझे देखते ही खून में उठती है क्यों लहर सी हर वक्त मुझको रहता तेरा इंतजार क्यों है ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू
Ești tu mie.